Protestatarii din Gorj au rezolvat într-un final problema transportului spre București, astfel că la ora 4 dimineața 5 autocare au plecat spre mitingul organizat în capitală, încărcate cu aproximativ 300 de persoane. Mergem la București, așa cum am promis, sper să mă vină și al 4-lea sau al 5-lea autocar. Mergem la meeting la București, în Piața Victoriei, facem un marș prin capitală, după care urmează meetingul în Piața Constituției și sper să venim diseară acasă liniștiți și mulțumiți. Cu câte autocare se va pleca? În afară de autocare de aici, mai sunt încă două autocare care plecă din zona Cărbunești-Sicleni și mașini personale. În total, de la CNSR Frăția, aproximativ între 250 și 300 de persoane. Plecăm la București ca să susținem moțiunea de cenzură, să spunem un nu reducerilor salariale, un nu noi legea pensionării, un nu noului cod al muncii. Oamenii sunt nemulțumiți de reducerile salariale și spun că nu mai au cu ce trăi. Mergem pentru rezolvarea problemelor salariale și de personal, în primul rând, din domeniul sanitar. Înțeleg că lucrați în acest domeniu. Da, da. Spuneți-ne și nouă, cât de mult ați avut de suferit la salariu în urma reducerilor salariale? Păi, având în vedere procentul de diminuare cu 25%, trebuie să mergem să ne câștigăm drepturile și să încercăm să avem o viață mai bună, măcar acum la bătrâneță. Suntem un grup de salariați din învățământ, membri ai Sindicatului Liber din Învățământ Târgu Jiu. Mergem la București, a treia oară în acest an. Am făcut și trei pichetări la nivel local, cu gândul de a debloca odată discuția, de a trage semnalul de alarmă, de a conștientiza pe cei din jurul nostru că legea care urmează să fie adoptată prin asumarea răspunderii este o nenorocire care ne mulțumește pe toată lumea, este împotriva învățământului, a elevilor, a profesorilor. Sindicaliștii vor sta la București până în această după-amiază, scandând lozinci pe întreg parcursul efectuării votului moțiunii de cenzură. Chiar dacă fusese anunțată participarea a 80.000 de protestatari din toată țara, până la urmă au fost prezenți doar 20.000.